Înainte de moartea lui Emipian a ieșit la iveală faptul că mai mulți interlopi din clanul Duduianu lua bani de la lăutari și îi punea să cânte pe gratis pentru ei. Florin Salam a fost unul dintre lăutarii care a fost jefuit de interlopi și care era pus să cânte pe gratis la mesele acestora când se organizau petreceri cu spuma infractorilor din București și nu numai. Printre lăutarii care plăteau sume de ordinul zecilor de mii de euro se află și Leo de la Cuveit, finul lui Mircea Nebunu. Se pare că cu toate că este finul unui temut interlop din clanul sportivilor, a fost și el jefuit de membrii clanului Duduianu. Mircea Nebunu se pare că nu a putut să le țină piept interlopilor din clanul Duduianu, așa că l-a lăsat pe însuși finul său să fie amenințat și jefuit de interlopii din clanul Duduianu. Deoarece Mircea Nebunu l-a lăsat în mâinile celor din clanul rival, Leo a fost nevoit să le plătească acestora sumele de bani pe care interlopii le cereau. După ce a apărut public că Florin Salam și Leo de la Cuveit, lăutarii care erau sub aripa sa au fost obligați să le plătească interlopilor din clanul Duduianu așa zise taxe de protecție, Mircea Nebunu și-a dezactivat contul de Facebook și nici live-uri nu a mai făcut pe YouTube. Fiind sătul de faptul că le tot oferea bani degeaba așa zișilor mafioți, a luat decizia să îi denunțe pe interlop la poliție. Și Florin Salam a depus plângere împotriva lor, și poliția a intrat pe fir. 13 membri ai clanului Duduianu au fost trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie, după ce au fost acuzați de procurori că au cerut prin violențe sume mari de bani, care ajungeau până la 100.000 de euro, de la diversi cântăreți de manele. În perioada octombrie 2017-iulie 2020, inculpații, cunoscuți în spațiul social având ca preocupare săvârșirea de fapte cu violență, profitând de reputația conferită de apartenența la o anumită familie, prin violențe și amenințare cu acte de violență, au constrâns persoanele vătămate, care își desfășoară activitatea în domeniul muzical, să le ofere sume importante de bani, imediat sau în viitor și să participe în mod gratuit la anumite evenimente viitoare, se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă judecătoria sector 1. Astfel, au fost trimiși în judecată Ștefan Duduianu, Florin Duduianu, Nicolae Constantin, Zis Aramis, Nicolae Mihai Vențer, Marius Cristian Radu, Mihai Cristian Olaru, Sofian Văduva, Cristian Bolcoș, Sebastian Mario Radu, Ionuț Văduva, Miltia de Văduva, Ion Corporan. Acuzațiile aduse acestora sunt de șantaj, tâlhărie, lipsire de libertate, distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Concret, membrii clanului Duduianu sunt acuzați că au tâlhărit mai mulți maneliști după spectacole sau i-ar fi obligat să cânte gratis la diverse evenimente. De asemenea, interlopii au cerut bani maneliștilor, sumele pretinse fiind de până la 100.000 de euro. În dosar s-au constituit părți civile mai mulți cântăreți de manele, printre care Florin Salam, Leo de la Cuveit, Leonard și Marian Oprea. Numărul lăutarilor jefuiți este mult mai mare, dar mulți dintre ei au refuzat să depună mărturie la poliție de teama unei răzbunări. Nicolae Guță a fost și el jefuit, și chiar și vărul lor Țancă Uraganu a fost jefuit de însuși Anaser Duduianu la o petrecere. Imediat după ce poliția a intrat pe fir, Anaser Duduianu a fugit din țară în Anglia, de unde își coordonează afacerile.